și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Cancerele rectale sunt în topul celor mai frecvente din lume, cu peste 700.000 de îmbolnăviri anuale. Orice disconfort anal și orice sângerare trebuie semnalate medicului. Stăm astăzi de vorbă cu domnul dr. Adrian Dijmărescu, care este asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, medic primar radiologie și imagistică medicală în cadrul Sanador. Bună ziua, domnule doctor! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Aș vrea să ne spuneți la început care sunt simptomele care ar putea anunța un cancer rectal, simptome pe care orice persoană ar trebui să le semnaleze unui medic. Simptomele comune în cazul cancerului rectal sunt relativ specifice și aș numi sângerările rectale, alternanța între constipație și diaree, constipația cronică, cât și durerile la defecație. Există și alte simptome nespecifice, cum ar fi, de exemplu, balonare, flatulență sau alte simptome de ordin digestiv. Care ar fi protocolul pe care îl urmăriți dumneavoastră, medicii, pentru a diagnostica cancerul rectal și pentru a orienta pacienții către cel mai bun protocol terapeutic? În primul și în primul rând, pacientul cu suspiciune de cancer rectal trebuie să meargă ori la un medic chirurg, ori la un medic gastroenterolog. În momentul în care se ridică această suspiciune de către medicul specialist, pacientul este îndrumat către imagistică pentru a-i se face examinările dedicate. În cazul în care avem de a face cu un cancer direct descoperit rectoscopic sau colonoscopic, pacientului i se va face o examinare de tip RMN la nivel pelvin cu protocol dedicat pentru patologia rectului. Acest protocol este țintit strict pe leziunea rectală, cât și pe grăsimea perirectală și pe fascia mezorectală care înconjoară rectul. De asemenea, pentru o stadializare completă a unui pacient căruia i s-a descoperit acest tip de tumoră, se va efectua o examinare tomografică, cum ne place noi să zicem, din cap până în picioare, cu ghilimele de rigoare, adică torace, abdomen și pelvis, pentru a vedea clar dacă există cumva determinări secundare sau metastaze la distanță și pentru a face un bilanț oncologic complet al pacientului înainte de chimioterapie, radioterapie sau operație. Ați menționat tomografia computerizată, rezonanța magnetică. Ar vrea să ne spuneți cum au evoluat aceste investigații, având în vedere că în urmă cu 20-30 de ani ele nu erau atât de, să spunem, la dispoziția pacienților și medicilor. În momentul de față, examinarea imagistică gold standard pentru un cancer de rect este rezonanța magnetică pelvină cu protocol dedicat, cum am spus mai devreme. Această examinare ne permite să vizualizăm tot ceea ce înseamnă tumoră local, cât și invazia acesteia, cât și permite o stadializare completă prin imaginile obținute la acest nivel. Tomografia computerizată are un rol, ca să zicem, de primă intenție și rolul care l-am spus mai devreme în efectuarea unui bilanț complet. De asemenea, prin rezonanță magnetică se folosește și pentru urmărirea unui cancer de rect înainte și post radioterapie. În ceea ce privește cancerele colorectale, toată lumea știe de screeningul prin colonoscopie. Este aceasta cumva utilă și pentru a depista un eventual cancer colorectal în procesele de screening? Este cel mai important lucru în diagnosticul și în screeningul acestor tipuri tumorale. Practic, orice persoană după o anumită vârstă ar trebui măcar o dată la 4 ani de zile să efectueze o colonoscopie. Bineînțeles, există pacienți cu risc crescut, acei care au un risc familial de cancer de adenocarcinoame digestive. Aceștia ar trebui să fie urmăriți frecvent prin aceste tipuri de examinări. După ce un pacient cu suspiciune de cancer rectal a fost examinat, a făcut investigațiile recomandate, ce urmează? Care este protocolul de diagnostic precis, pentru că știm că e nevoie de o biopsie, dar și de tratament?
în funcție de extensia locală, cât și de rezultatul histopatologic obținut, există mai multe abordări. Există tumori rectale care nu au o invazie foarte mare, locală, și care pot fi operate per prima. Însă există tumori rectale care necesită, cu ghilimele de rigoare, micșorare până a ajunge la operație. Aceste tumori sunt micșorate prin radioterapie. Mai există o abordare relativ recentă în momentul de față și în Europa, se numește wait and watch, adică dacă descoperi o tumoră de rect care este foarte mică și într-un stadiu total neavansat, într-un stadiu strict local in situ, poți să o tratezi prin radioterapie și ulterior să nu mai intervii chirurgical, ci să o urmărești prin rezonanță magnetică cu secvențe dedicate, specifice, cu protocol dedicat de rect, o perioadă de timp până când o consideri curabilă, dacă nu a mai apărut. Cum vă ajută investigațiile imagistice să monitorizați evoluția pacienților care au primit tratament? După cum am spus, principalul tratament este radioterapia în cazul cancerului de rect, bineînțeles, plus chimioterapie în cazurile în care este nevoie, însă urmărirea se face cel mai bine prin rezonanță magnetică, pentru că are o rezoluție superioară CT-ului și astfel putem să vedem minime modificări în invazie locală sau a structurilor din adiacență. Există tehnologii de ultimă generație, anumite protocoale și în cazul rezonanței magnetice care se aplică la ora actuală și în România, în cazul centrului Sanador? Protocolul este oarecum unanim valabil pentru cancerul de rect. Cum am zis, este un protocol dedicat cu secvențe țintite la nivelul rectului și a țesuturilor înconjurătoare ale rectului. Într-adevăr, beneficiul foarte mare al unui aparat de 3 Tesla este că avem un contrast între țesuturi mult mai bun, timp de achiziție mai mici, cât și o posibilitate de a obține niște imagini mult, mult mai precise. Deci cumva a crescut și precizia și timpul de... Achiziția a scăzut. Da, a crescut precizia, a scăzut timpul de realizare a investigației. Există în literatură statistici în ceea ce privește precizia diagnosticului corelată cu tehnologia de ultimă generație? Nu știu să vă răspund exact la această întrebare. Ce pot să vă spun este că în cazul în care deții o tehnologie mult mai avansată, cu acest fapt crește și posibilitatea de a diagnostica precoce sau a diagnostica leziuni de mult mai mici dimensiuni decât cu o tehnologie bazală, ca să zic. Și acum, ca ultimă întrebare, aș vrea să revenim la simptomele menționate la început. Multe dintre ele sunt, de exemplu, comune hemoroizilor, o problemă de sănătate mult mai puțin gravă decât cancerele rectale. Cât de important este ca persoanele care se confruntă cu hemoroizi să nu considere că ar avea doar o problemă banală și totuși să meargă la un medic în momentul în care sângerările persistă, durerile sunt mari, tocmai pentru că ar putea fi vorba de o tumoră malignă? Sfatul meu și sfatul tuturor specialiștilor este ca în momentul în care ai cel puțin unul dintre simptomele pe care le-am menționat mai devreme, să mergi la un medic, ori chirurg, ori gastroenterolog, pentru a investiga această patologie. În cazul hemoroizilor, cele mai frecvente simptome sunt sângerările și durerea locală, însă am enumerat la începutul intervenției mai multe simptome care coroborate sunt mai degrabă sugestive pentru o patologie tumorală.